Am să vă invit și pe dumneavoastră să vă ridicați. Onorăm în felul acesta cuvântul Scripturilor, pe care îl deschidem pentru seara aceasta, la Epistola către Galateni, capitolul 5, de unde citim versetele 22 și 23. Galateni 5, 22 și 23. Să-mi pun microfonul bine, că dacă nu stă aproape, nu mă auziți. Stă? E bine? Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Doamne, îți mulțumim pentru seara aceasta. Îți mulțumim pentru că deja ai atins inimile noastre. Și prin aceste cântări, Doamne, și îndemnuri, ne-ai arătat cine ești Tu și cine suntem noi. Și cum noi cu Tine putem fi în legătură, Doamne. Doamne Dumnezeule, fiecare inimă Te rugăm să o atingi din nou. Și cum aseară ne-am bucurat aici, am vrea să ne bucurăm și azi. Nu este un merit al nostru, e doar harul Tău, Doamne. De aceea deschide înaintea noastră tainele Scripturii. Și deschide-ne mintea și inima, Doamne, și adu o liniște în inima noastră. Fă-ne, Doamne, receptivi. Și fă, Doamne, ca următorul ceas pe care îl petrecem în jurul Scripturilor să fie într-o mântuire, într-o zidire și, dacă se poate, într-o înviorare a noastră, Doamne. Te binecuvântăm, în mâna Ta ne încredințăm și Te slăvim pe Tine, Învățătorul nostru. Amin. Ne așezăm. Dacă aseară, dragii mei, pentru cei care ați fost, vă aduceți aminte că vorbeam despre treptele iubirii, îngăduiți-mă în această seară să aduc înaintea dumneavoastră alte trepte, alt urcuș, pe care le vom numi treptele maturizării. Treptele maturizării. Orice părinte se bucură când aduce de la maternitate un copil, nu chiar un copil, copilul lui. Orice mamă, orice tată, ba chiar și bunicii, străbunicii, unchii, mătușile, frații mai mari și câți ori mai fi pe acasă, se bucură în ziua în care cineva nou, ăsta chiar e nou, pășește sau este adus acasă. Cu toții sărbătorim viața unui nou născut, pentru că e o viață nouă, pentru că e o promisiune, pentru că e ceva ce stă să se arate. Ne bucurăm așadar de un nou născut, ne bucurăm apoi de creșterea lui, ne bucurăm de toate ale copilului, de copilăria lui și încercăm să-i o oferim cât mai bună, cât mai intactă, cât mai lipsită de griji, de dureri și alte cele. Însă ar fi o mare tristețe pentru părinți și pentru toți din casă dacă acel copil nu mai, oare ce vreau să spun, crește. Pentru că atunci când îl aducem acasă, noi ne bucurăm de viață, de faptul că e viu, e sănătos. Și nu știm că în curând vom avea o altă așteptare, ca el nu doar să fie viu, ci el să crească, să se dezvolte. În aceeași notă vă rog să luați predica din seara aceasta ca o dorință pe care Domnul, pe care îl numim Tatăl nostru, o are de la noi, să creștem. Indiferent ce auzim despre creștere, și multe lucruri se pot spune, creșterea spirituală, tocmai pentru că se numește spirituală sau duhovnicească, arată de la bun început că această creștere, maturizare, este produsul, este opera Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt lucrează în noi creșterea spirituală,
Și Duhul lui Dumnezeu ne convinge de păcat. El, de fapt, lucrează conștientizarea la începutul vieții de credință în convertire. Duhul participă la momentul legământului, al botezului. Duhul ne cheamă în slujire, Duhul ne împuternicește. Duhul lui Dumnezeu este în cele mai importante momente, momente cheie din viața noastră duhovnicească. Duhul lui Dumnezeu e la lucru în chip tainic și suveran. Iar maturizarea este opera Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Biserica există pentru că Duhul există. Credința devine lucrătoare, despre care ne-a spus, pentru că Duhul energizează credința. O vocație, o chemare pe care o ai, indiferent care este, ea devine efectivă, ea devine de impact, pentru că Duhul ia toată acea vocație și o poartă la un alt nivel. Aș vrea să parcurgem împreună cele trei trepte ale maturizării în lumina roadei Duhului din Galateni, capitolul 5. După cum observați, există acolo 9 elemente. Am enumerat, nu? Dragostea, bucuria, pacea. Și sunt 9 elemente. Înainte de a le lua pe toate pe rând, și o să vedeți cum le împărțim, e bine să știți, pentru cultura dumneavoastră biblică, că apostolul Pavel în scrierile sale s-a inspirat deopotrivă din mediul iudaic și din mediul grecesc. Aici se inspiră de la greci, mai mult decât ați vrea să știți. Și aici tiparul lui Pavel este să opereze cu o cifră cu care evreii nu operau. E cifra 9. Ei operau cu alte cifre. De aceea apostolul Pavel, în anumite enumerări, anumite liste, și am să vă dau și un alt exemplu, întotdeauna folosește 9, cifra 9, nu 8, nu 10, nici măcar, oare ce am vrut să spun, 7. Este o surpriză de proporții pentru exegeți, de ce 9 și nu 7, că doar era evreu? De ce? Pentru că, cu mult înainte de Pavel, cu secole înainte, cifra 9 a devenit lista perfectă, indiferent ce enumeră ea, indiferent. Dar ca număr e lista perfectă. De ce? Iată de ce, într-o singură propoziție vă spun. Pentru că 9 este un multiplu al lui 3 și pentru că se opera în antichitate cu triade, adică serii de câte? 3. Și atunci să faci o enumerare de 3 deja sună bine. Sună aproape ca perfecțiunea a lui 7 de la evrei. Dar gândiți-vă să iei triada asta de 3 și să o faci ori 2, cât ar fi? 6. Dar ori 2 nu sună bine, că e ori 2. Da, să faci 3 ori 3. Și 3 a câte 3? Adică 9. Este triada perfectă. Și de aceea, dacă vă uitați în 1 Corinteni la roada, iertați-mă, la darurile Duhului, veți vedea că din nou este o enumerare de cât? De 9. Așadar, cele mai importante liste pe care le face apostolul Pavel, pe care ni le-a lăsat, anume care sunt legate de roada Duhului, dar și de darurile Duhului, sunt puse în structură de 9, pentru că structura aceasta nu se poate sparge, nu are rest, nu are virgulă. Asta este un întreg. Mai târziu, să știți că părinții bisericii, pe care i-am pomenit astăzi la studiu de la prânz, cel puțin 2 dintre ei au numărat toți îngerii, numele de îngeri, clasele de îngeri din Scriptură și au identificat surpriză 9 în mai multe texte și s-a făcut clasamentul de îngeri, de 9 categorii de îngeri. Dar sunt și acolo 3 triade, 3 clase, a câte 3. Și acum, ca să nu mai insistăm, când privim la roada Duhului, cea mai corectă interpretare este să pornim de la această triadă a câte 3, așa, și să împărțim aceste 9 la 3 și să avem prima categorie, primele 3, apoi următoarele 3, apoi ultimele 3. Împărțită în felul acesta, cele 3 trepte sau triade stau sub următoarele denumiri.
vi le enunț și apoi le luăm pe rând. Primele trei, dragostea, bucuria și pacea, le putem numi, ba chiar ar trebui să le numim, dispoziții ale minții. Dispoziții ale minții. Următoarele trei, care sunt următoarele? Îndelunga răbdare, bunătatea și facerea de bine, le numim calități ale relațiilor. Mintea și apoi relațiile. Și au mai rămas trei, care sunt? Credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. Acestea le numim principii ale conduitei. Dispoziția ale minții, calități ale relațiilor și principii ale conduitei. Vă rog din suflet să nu vi se pară prea grea această formulare. Să nu vi se pară prea complicată. O să o explicăm, o să le explicăm. Dar îmi doresc nu doar să explicăm și să fim de acord, îmi doresc ca în timp ce noi vorbim și primim aceste cuvinte, Duhul să înceapă să lucreze în noi. Că acestea toate sunt ale Duhului. Și le aduce la aceste trei nivele ale ființei noastre. Și maturizarea în credință este tocmai în această ordine, în această așezare a lucrurilor. Totul începe cu o mișcare a minții profund interioară, care mintea nu ține numai de memorie și inteligență, ci ține de esența ființei umane, de tot ce are omul diferit de lumea animală. Deci totul începe în minte, pentru că și convertirea și metanoia este o schimbare a minții. Și apoi, asta se vede în relații, ca apoi să se vadă la cel mai înalt nivel de durată, la nivelul conduitei. Haideți să le luăm pe rând. Prima treaptă, dispoziții ale minții. Unde avem dragostea, bucuria și pacea. Ce sunt aceste dispoziții? Sunt stări, atitudini sau moduri de gândire și se exprimă sau pot să includă emoții, cum ziceam, atitudini, credințe, mișcări profunde ale sufletului, ale minții umane. Adică ce vrei să spui, frate Ghiță? Că maturizarea în credință începe cu mintea, cu o modificare a minții, a structurii noastre interioare? Exact. Acolo începe Duhul lui Dumnezeu lucrarea cu omul, la nivel adânc, nevăzut, profund, la nivel foarte personal, da? Foarte individual, care ține de esența ființei noastre. Și acolo, la nivelul acela, operează Duhul cu aceste trei mari daruri: dragostea, bucuria și pacea. Îngăduiți-mi să le luăm pe rând foarte pe scurt. Acolo unde citim cuvântul dragoste, aici avem în grecește agape. Dar dumneavoastră știți că grecii aveau cinci cuvinte pentru dragoste și toate cinci le găsim în Noul Testament. N-am să vi le enumăr ca să nu fie prea stufoasă predica. Dar trebuie să știți că în clasa celor cinci cuvinte despre iubire, pe primul loc, mereu pe primul loc, era cuvântul care? Agape. Pentru că agape e un cuvânt care n-a fost inventat de creștini, ci l-avem de dinainte de creștini și de Pavel. Și grecii, când au inventat cuvântul agape, au zis: agape e iubirea zeilor. Adică nu e iubire umană, ci e iubire de care? Divină. Divină. Pentru ei lumea divină era aceea. Și felul în care zeii cei buni iubesc, ei iubesc cu agape. Și când oamenii de pe pământ, spuneau ei, anumiți oameni, mereu câțiva într-o generație, reușesc să iubească cu agape, ei de fapt iubesc nu cu o iubire pământeană, ci nepământeană, cu o iubire nu de jos, ci de unde? De sus. E cea mai simplă explicație a cuvântului agape. Creștinii l-au preluat, apostolul Pavel l-a dezvoltat și l-a folosit cu precădere când e vorba nu de dragostea oamenilor între oameni, ci de dragostea aceea cu care ne iubește cine? Dumnezeu. De aceea când Pavel spune în ultimă instanță, Dumnezeu este ce? Dragoste, spune Dumnezeu este agape. Aici, foarte frumos, zice apostolul, și roada Duhului este întâi de toate dragostea, este întâi de toate agape, pe care unii exegeți o văd ca o rădăcină a celorlalte virtuți, a celorlalte elemente care sunt enumerate, celelalte opt. De aceea unii interpretează că ar putea să fie 1 plus 8 și cam toate să se nască din agape, din iubire. Nu vom insista,
Trebuie să știm însă că dacă vrem o descriere mai complexă a noțiunii de agape, aceasta o găsim și nu o vom explica acum, în 1 Corinteni capitolul 13, știți acel capitol, care tot el numai despre agape. Chiar dacă aș vorbi în alte limbi, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, chiar dacă mi-aș împărți averea să o dau săracilor, chiar dacă aș cunoaște toată știința, chiar dacă aș profeți toate tainele și n-aș avea ce? Dragoste, dar nu e dragoste fileo sau eros sau storge, ci este agape. Dobândirea lui agape. Și apoi se enumeră toate cele calități, vreo 8 calități enumerate, pe scurt, despre această agape și acele calități definesc o iubire supraomenească, nepământeană. Pentru că cine poate să fie atât de arogant să spună, eu sunt acolo, despre mine se vorbește acolo. De aceea când zicem roada Duhului este întâi de toate dragostea, zicem că este dragostea în forma ei superioară, pe care noi nu putem dobândi în mod total, în mod deplin, sau ca să mă înțelegeți, în fiecare zi, nu putem exercita în fiecare zi, noi plini de slăbiciuni, este mai degrabă dragostea care îi se potrivește cui, credeți? Lui Dumnezeu. Dragostea care îi se potrivește lui Dumnezeu. În primul rând, prima dispoziție a minții este iubirea. Iubirea divină, iubirea lui, care devine, atât cât se poate, și iubirea cui? Iubirea noastră. Ce avem după dragoste? Vă rog, ajutați-mă să nu închideți scripturile. Bucuria. Acolo avem cuvântul grecesc kara sau hara, care se referă la o bucurie interioară, care dăinuie, care rezistă în ciuda circumstanțelor exterioare nefavorabile. Bucuria din roada Duhului și, în general, conceptul de bucurie din Noul Testament nu este bucuria care ne vine în minte nouă prima dată, adică bucuria generată de evenimente, de ceva din exterior. E greu de înțeles asta, e greu să ținem minte asta, pentru că noi asociem bucuria cu situațiile plăcute. Nu e greșit, mă vreau să zic, cu ceva ce ni se întâmplă, cu o întâlnire, cu o masă bună, cu un câștig bun, cu, mă înțelegeți? Uneori cu obiecte care ne ajută să... Noi asociem bucuria așadar cu tot felul de lucruri pământești și credem că și bucuria din Scriptură ar fi tot cam în genul acesta. Pe de altă parte, vreau să vă spun, fără să vă întristez, că bucuria despre care se vorbește în Noul Testament și mai ales la roada Duhului nu este sinonimă cu fericirea, cu noțiunea noastră despre fericire, care este o noțiune modernă pe care anticii n-au cunoscut-o, de fericire mă gândesc. Secole la rând înainte de Hristos s-a scris la mare adâncime despre viață și filozofie, dar nu s-a pus problema fericirii, ci s-au pus probleme mult mai adânci și mai înalte. Chiar unde citiți în Vechiul Testament, dar și Noul Testament, cum ar fi în Predica de pe Munte, ferice de bărbatul, ferice de omul, da? Fericirile din Matei, tot unde spune ferice, atât în Vechiul cât și în Noul, repet, nu este fericirea la care ne gândim noi, nu e corect să predicăm, să spunem fericit este, nu. Acolo este cuvântul grecesc makarios, care se traduce nu prin fericit, ci prin binecuvântat. Și probabil o traducere mai fericită, care să nu fie atât de derutantă pentru omul modern, ar fi fost binecuvântați cei ce plâng, binecuvântați cei flămânzi, binecuvântați. Pentru că dacă spui fericire, este ca și cum tu îți dobândești fericirea cu mâinile tale. Dacă spui binecuvântat, automat te-ai tăiat pe tine și binecuvântat înseamnă că primești darul întotdeauna din exterior. Orice dar bun și desăvârșit se coboară întotdeauna de unde? De sus, nu de la tine. Nu e de jos, e de sus. Ne întoarcem la bucurie. Bucuria este o stare interioară profundă care nu e generată de nimic din exterior. Care are legătură doar cu interiorul și probabil că două exemple elocvente din Evanghelie ar fi unul, exemplu acela cu cei 70 trimiși de Domnul să facă misiune, evangelizare, vindecare, exorcizare, care se întorc plin de bucurie că tocmai, iată, se întâmplă semne și minuni și chiar se întâmplau și Domnul zice, nu vă bucurați că dracii vă sunt supuși, deși era real, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise unde? În ceruri.
Știi ce înseamnă asta? Știi ce înseamnă? Domnul le ia o bucurie spectaculoasă, o bucurie spectacol, le ia, deși era reală, și le dă o bucurie care nu se vede, care nu mișcă nimic, dar care mișcă pe dinăuntru, bucuria care persistă aici și dincolo. Notați, vă rog, că a doua dispoziție a minții este această bucurie care n-are legătură cu exteriorul și care te poate însoți în zilele tale cele mai banale și triste. Auzi, te poate însoți, că nu e a ta, nu e de la tine, e roada cui? Duhului. Duhul rodește în tine. Și auziți, această bucurie te poate însoți în spital, la un serviciu funebru, când cineva drag al tău s-a stins, care nu e o treabă simplă. Despărțirea nu e o glumă, chiar dacă e vremelnică. E o bucurie care se poate manifesta câtă vreme din ochii zvorăsc lacrimi. Lacrimi reale pentru cauze reale. În mijlocul sărăciei, a bolii, a durerii, a doliului, a tristeții. Și ce să mai adăugăm, că aproape le-am spus pe toate. În mijlocul acestora, pe dinăuntru, dinăuntru, poate să persiste o bucurie despre care vorbește Pavel adesea, spunând la un moment dat, noi ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, ceea ce înseamnă că nu poate fi vorba de fericire, pentru că nimeni nu e fericit în necaz, nu suntem neîmpierdut mințile. Nimeni nu e fericit, dar bucuros. Pentru că știm că necazul aduce, adică ne uităm la efect, la dincolo, la planuri mai mare, la ansamblu. Această bucurie, dragii mei, cum ziceam, apare acolo și mai apare în Evanghelii cu precădere la femeile care s-au dus dis de dimineață la mormânt și care când l-au găsit pe Domnul, când l-au întâlnit pe Domnul și apoi au dus vestea, s-au dus de la mormânt cu vestea pline de bucurie. Și acolo din nou este expresia aceasta a bucuriei. Găsim, de exemplu, în Samaria, în Fapte 8:8, și a fost o mare bucurie în cetatea aceea, în cetatea Samariei, care, vedeți, e o bucurie imaterială, nu ține de bogăția samaritenilor. De asemenea, în 2 Corinteni 7:4, 7:13, pe lângă mângâierea aceasta noastră, ne-am bucurat și mai mult de bucuria lui Tit, a cărui duh ne-a fost răcorit de voi toți. I-a fost răcorit de voi toți. Sau Romani 14:17, poate mai cunoscut, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și mai ce? Bucurie în Duhul Sfânt. A treia mare dispoziție a minții. Avem dragostea, bucuria și apoi pacea. Acolo avem cuvântul grecesc eirene. O să auziți mai multe cuvinte grecești în seara asta, dar aseară n-ați auzit și nici mâine nu o să mai auziți. Numai în seara asta. Așa că suportă. Trece ca o injecție. Eirene. Cuvântul acesta înseamnă o liniște interioară marcată de o încredere în suveranitatea, dreptatea, autoritatea unei ființe superioare, în cazul nostru, în autoritatea lui Dumnezeu. O încredere interioară. Pacea, așadar, nu se referă, cum când ne gândim noi uneori, o asociem cu starea aceasta de bine, că ne simțim bine, adică toate merg, toate funcționează, ci mai degrabă se referă la un echilibru interior. Și pacea despre care se face vorbire aici se referă la o stabilitate a minții, a inimii. Dăm exemplu bunăoară în Romani, capitolul 15, versetul 13, care este un verset recomandat de exeges pentru noțiunea de pace, unde zice că Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt, vedeți asocierea cu Duhul, să fiți tari în nădejde. Iar aici pacea e asociată, ați văzut, cu credința și cu puterea Duhului. Pacea ca roada Duhului nu se referă la faptul că avem pace când nimic nu ne tulbură. Din nou. Pacea ca roada a Duhului este că avem pace chiar dacă ceva totuși ne tulbură. Pacea după Scripturi și pacea aceasta nu se referă să atingem acele stări de bine
în care totul se aliniază, în care totul funcționează, pentru că asta se întâmplă rar, aproape niciodată. Nu vedeți dumneavoastră ce văd și eu? Că atunci când 99 de lucruri merg, se presupune că sunt 100 de toate, când 99 merg, unul nu merge. Oricare ar fi altceva. Nu vedeți că dacă e bine la biserică, nu e bine acasă? Nu vedeți că dacă e bine acasă, nu e bine la biserică? Nu vedeți că dacă e bine în slujirea ta și a mea, câteodată e bine, ai momente bune, ai perioade bune. Nu vezi că nu merge bine pe partea financiară sau materială? Nu vezi că dacă merge bine uneori pe partea materială, ba chiar, hai să zicem, și materială și spirituală, și vocațională în slujire, se presupune că pe trei domenii importante totul se aliniază și brusc te îmbolnăvești și ai o boală și nu-i simplă. Și zici, mă, nu putea să meargă și asta în linie? Nu putea. Evident că nu vreau să vă întristez, vreau doar să vă spun că trebuie să ne obișnuim de vreme în viață, de vreme, cu parțialitatea lucrurilor. Parțialitate. Că toate aici le avem parțial. Adică mereu când ceva avem, ceva ziceți, n-avem, lipsește. Iar dacă vom tot aștepta și ne vom supăra ca ceea ce lipsește să fie trecut, pentru că, bine zice Eclesiastul, că ce lipsește nu poate fi trecut la lucru. Dacă tot așteptăm, vom intra într-un zbucium, într-o tristețe, într-o deznădejde, într-o frustrare pe viață, îmi vine să zic pe viață și pe moarte, pentru că nu se va împlini niciodată totul de plin. De plinul nu-l vom atinge aici. De aceea pacea este o stare de calm, de echilibru, de acceptare. Ați văzut? De a te învăța să trăiești cu părțile lipsă, cu părțile mai slabe. De a te învăța să mizezi pe partea plină a paharului cu adevărat. De a cocheta mereu cu nădejdea, cu nădejdea care îți spune va fi, poate să fie altfel. Se pot schimba lucrurile. Cu acea pace, nu când e vreme bună, ci pacea din mijlocul furtunii, a necazului, a frământărilor, a dilemelor. Ca să nu mai dezvoltăm, ne oprim aici cu prima treaptă și vom zice că dispozițiile minții sunt dragostea, bucuria și pacea. Și toate sunt dintr-o altă lume, din lumea lui Dumnezeu. Atât de mult m-aș bucura ca mintea noastră să opereze cu aceste trei realități. Ele nu merg că le iei pe rând. Ele ori le ai toate, ori nu le ai. Ele cumva se nasc una din alta, de aceea putem să spunem, dragii mei, ca o concluzie, că iubirea, dragostea, creează starea de care avem nevoie, nu o creează, că bucuria o aplică la realitățile vieții, iar pacea o dezvoltă. Creează, aplică și dezvoltă. Dragostea creează, bucuria aplică și pacea dezvoltă toată această realitate a minții. Și totul ține de minte. Înainte de a trece la a doua treaptă, doar o remarcă vreau să vă fac și sper să aveți fiecare în minte câte o persoană ca cea pe care o descriu acum. Și eu am în minte o persoană. Avem momente în viața de credință în care întâlnim mai îndeaproape sau mai de departe, mai mult sau mai puțin, depinde de intensitate, dar avem momente când vedem, ba chiar întâlnim, suntem în preajma a unor oameni sau a unui om, hai să spun că numai unul ar fi, un om care ne uimește, ne îmbogățește, ne copleșește, ne transmite ceva, nu știm să-i zicem ce. Pe lângă care, dacă petrecem un anumit timp, preferabil cât mai mult posibil, ne dăm seama că dincolo de ce ne-a spus, mă înțelegeți? Nu numai că ne-a învățat ceva, mă, ne-a transmis ceva, parcă noi suntem alții, parcă noi semănăm un pic cu cine? Cu el. Vă întreb, nu trebuie să-mi răspundeți, vă întreb numai ca să meditați. Vi s-a întâmplat așa ceva? Să aveți, asta se numește părtășie, comuniune, dincolo de cuvinte. Nu contează că am mâncat împreună sau mă înțeleg ce am vorbit. Dincolo de cuvinte. Adică îți rămâne o savoare, un parfum. Te-ai molipsit de la el. Dar nu știi să numești ce anume ai luat. Vă întreb, vi s-a întâmplat așa ceva? Dacă cuiva de aici nu i s-a întâmplat, îi doresc anul ăsta să i se întâmple.
Nu Dumnezeu, că pe ăla nu-l vezi, un om pe care-l vezi. Dar dacă ai simțit asta, ăla-i omul lui Dumnezeu. Ăla a luat ceva de sus și ți-a adus ție jos. Te molipsește la el. Îți dă, eu așa numesc asta, o stare de har. Dacă te pune cineva să scrii în cuvinte, nu știi să o descrii, o strici. Dar ai vrea să dureze cât mai mult starea aceea. Am avut asemenea oameni, vreau să mai am. De obicei, oameni mult mai în vârstă decât mine, cu experiență de viață diferită de a mea, cu o cunoaștere diferită de a mea, e foarte diferit de mine, am văzut. Dar cu cât e mai diferit, cu atâta parcă mai tare mă molipsesc de el. Lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Omul acela are o dispoziție a minții despre care v-am vorbit. Omul ăla are dragoste, bucurie și ce? Și pace. A doua treaptă se numește calități ale relațiilor. Se referă la natura și sănătatea unei relații între doi oameni, sau mai mulți, bineînțeles. Se referă la noțiuni precum comunicare, încredere, respect, empatie, sprijin, colaborare. Cam la asta se referă calitățile relațiilor. Și priviți, vă rog, a doua triadă, le vom lua pe rând din nou, pe scurt. Îndelunga răbdare, da? Îndelunga răbdare. În grecește avem macrotumia și se referă la o stare de calm emoțional în fața unei provocări, a unei nenorociri, fără să te plângi, fără să te iriți, și mai ales zice că macrotumia, această răbdare, da, tradusă la noi prin îndelungă răbdare, se referă să suportăm cu răbdare, să suportăm cu răbdare, țineți-vă bine, asta e cel mai greu, asta e mai greu decât cu evenimentele. Să suportăm cu răbdare oamenii antipatici și enervanți. Vă rog cu zâmbet să primiți acest cuvânt, cu zâmbet. Am văzut că mai ușor suportăm evenimentele nedorite, că totuși evenimentele sunt impersonale. Și mai greu suportăm oamenii nedoriți. Nu pe care îi urâm, zicem că nu urâm, dar oamenii nedoriți. Antipatici. Care unii dintre ei, vă previn, chiar vor să ne facă rău și chiar ne fac. Am zis unii, nu toți. Iar noi stăm față în față cu ei și noi care vrem să avem roada Duhului, în roada aceasta Duhului, prima calitate relațională este acest macrotumia care se referă tocmai la această răbdare de a răbda mai ales pe oamenii pe care nu-i suporți, ori pentru asta chiar îți trebuie îndelungă răbdare. Îndelunga răbdare se pare că nu se referă la evenimente, ci mai degrabă se referă la oameni. Găsim aceeași formulare, același cuvânt în Evrei 6:12, unde spune să nu leneviți, ci să călcați pe urmele celor care, prin credință și răbdare, moștenesc făgăduințele. Prin credință și răbdare. Și notați, vă rog, și Iacov 5:10, frații mei, luați ca pildă de suferință și răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Suferință și răbdare, credință și răbdare. Îndelunga răbdare, așadar, se referă la a răbda fără să te iriți, fără să-ți ieși din fire, a răbda evenimente și mai ales oameni, colegi, nu știu, prieteni, amici, colaboratori, câte unul care te aduce într-o stare de nervozitate și de ispită, de ți se pare că nu mai ești tu. A răbda. După îndelungă răbdare avem bunătatea. Bunătatea, după cuvântul grecesc, înseamnă a face un bine necondiționat, din pura dorință de a ajuta, înseamnă generozitate, mărinimie, bunăvoință, bunătate, a face un bine necondiționat. 1 Corinteni 13:4 zice că dragostea este plină de bunătate. Coloseni 3:12, astfel dar îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, îmbrăcați-vă cu bunătate. Aici este o progresie. Dacă răbdarea înseamnă să-l tolerezi pe cel pe care care n-ai nimic de împărțit, trebuie doar să-l rabzi, să nu-ți pierzi cumpătul, să nu apuci ură asupra lui, să rămâi calm, ok? Asta a doua, bunătatea, este pasul următor.
este să faci un bine necondiționat. Să faci un bine doar de dragul binelui, nu de dragul celui pentru care îl faci. Noi de obicei facem bine de dragul și de dragul persoanei cumva, dar să faci un bine doar de dragul binelui. Un bine gratuit se numește ăsta. Gratuit nu în sensul că nu ceri nimic, ci gratuit în sensul că n-ai nicio așteptare. Ce nivel? Cu adevărat, răbdarea de care vorbim și bunătatea de care vorbim nu sunt omenești. Vedeți din descriere, astea nu sunt de la noi. Nimeni nu poate de la... Nimeni nu le poate avea astea de la el. Nu se naște cu ele. Cel mai bun om. Ceea ce încerc să vă conving în seara asta, sper să reușesc, este că acestea toate sunt roada Duhului. A Duhului. Și trei, facerea de bine. Cuvântul grecesc folosit pentru facerea de bine se referă să faci un bine cuiva care nu merită gestul, ba chiar merită ceva opus, merită să te răzbuni. În Efeseni 5:9 se folosește același cuvânt unde citim că roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. În orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. În sinteză, acestea trei, dragii mei, se leagă cumva și se nasc una din alta. Răbdarea se referă la toleranță, să-l tolerezi. Bunătatea face un pas mai departe și se referă la ajutorare, să ajuți pe cineva în nevoie. Iar facerea de bine se referă la jertfire, să faci bine uneori dușmanului tău, vrăjmașului tău, să-i faci bine. El ți-a făcut ce? Că de-aia e vrăjmașul tău, că ți-a făcut ce? Rău. Tu să faci bine, probabil că nu te vei împrieteni cu el niciodată și nici nu trebuie să te riști. Nu trebuie să ai o altfel de relație, mă înțelegeți? Dar să-i faci bine când ai ocazia, nu este despre el, ci este despre cine? Despre tine, despre mine. În marea literatură universală este un roman care s-a și ecranizat, iar dacă n-am citit romanul, probabil am văzut filmul. N-am să vă dau numele, cine știe, știe, dar cred că știți. Unde apare o scenă care cumva deschide acțiunea romanului și a filmului implicit, în care un om bogat, cu dare de mână și cu ceva argintărie prin casă, argintărie, este călcat într-o noapte de un hoț care tocmai se eliberase din închisoare. Hoțul, un profesionist, intră și îi fură toată argintăria, îi fură vase de argint, îi fură. Hoțul știe ce să fure. Le pune într-un sac, se duce cu ele, mă rog, departe, fuge departe de casă, de casa pe care a prădat-o. Și la un moment dat este prins de către poliție, mă rog, se numea altfel atunci, jandarmi sau. E prins de poliție. Și e prins cu toată prada aceea. În anchetă, probabil sub tortură, hoțul mărturisește de unde a furat. Poliția îl ia, îl aduce înapoi la casa de unde a furat, stăpânul deschide ușa, îi primește pe toți și poliția spune: vă rog să observați, vă rog să vedeți dacă toate aceste obiecte sunt ale dumneavoastră și dacă nu cumva vă lipsesc. Și el zice: da, sunt ale mele. Da, îmi lipsesc. Am prins făptașul. El este. Cel mai emoționant moment, și de fapt în acest exemplu stă al doilea palier despre care tot vorbim noi aici, cel mai emoționant moment este acesta în care stăpânul, care a fost pătruns de creștinism cu adevărat, de credință cu adevărat, a zis: domnilor, dezlegați-l, pentru că nu mi le-a furat. Cine știe continuare? Eu i le-am dat. Eu. Știți ce s-a întâmplat după aceea? Nici nu mai trebuie să vă povestesc. Hoțul acela a fost copleșit. Știa că nu e așa. L-au lăsat, că dacă a spus eu i le-am dat, ce aveți cu el? Hoțul acela s-a atașat de omul acesta pe viață. Un om nu poate mântui un alt om, dar un om
în bunătatea Lui care nu mai e de pe pământ. Asta nu e de pe pământ. De pe pământ este să-L pedepsim. Într-o bunătate care vine mai degrabă din altă lume, reușește să-i creeze acestui om un cadru, o invitație, să-l îmbie, știi cum te-aș îmbia eu cu ceva bun, astfel încât și omul acela degradat să ajungă în timp, să evolueze, să-L cunoască pe Dumnezeu, să-și schimbe viața. E decizia lui, dar are nevoie de un start, de o scânteie, de un moment. Gesturi similare să ne ajute și pe noi Dumnezeu să facem în viață. Am zis similare, nu neapărat așa, dar similare, momente în care să fim mai buni ca noi înșine, mai buni decât tot neamul nostru, mai buni decât știam că suntem. Alea nu sunt în fiecare zi, dar pot fi momente și când ajungem la acele nivele, de câteva ori, când atingem așa ceva, nu mai semănăm cu oamenii, nu mai semănăm cu ai noștri, semănăm cu Domnul. Și nu firea lucrează în noi, ci cine lucrează? Duhul. A treia treaptă și ultima, principii ale conduitei. Principii ale conduitei. Acestea sunt de fapt niște reguli, niște norme, niște valori pe care noi le asumăm, care privesc oarecum integritatea, responsabilitatea, dreptatea, toleranța, bunăvoința, loialitatea noastră. Și sunt ultimele trei. Haideți să le luăm pe scurt. Spune Apostolul Pavel, credincioșia, iar pentru credincioșie, îngăduiți-mi să vă spun aici cuvântul în original, avem cuvântul pistis, care se referă la credință. Și pistis înseamnă credință și este starea de încredere totală pe care o poate atinge cineva. Și cuvântul acesta pistis, îngăduiți-mi o scurtă paranteză, să știți că descrie și actul de a crede și procesul de a te încrede. Și actul și procesul credinței. Aici credem că se referă la procesul credinței, pentru că când zice credincioșia, mai degrabă ne vine să traducem și poate că așa ar fi mai corect să folosim neologismul, cum folosesc unele traduceri, loialitate. Loialitate. Și atunci credincioșia, loialitatea este de fapt consecvența sau credința care rezistă și se manifestă în timp, care rezistă în timp. Uitați-vă, vă rog, la Romani, capitolul 3, versetul 3 și 4, unde găsim următorul text. Și ce are de a face dacă unii n-au crezut? Necredința lor va nimici ea credincioșia lui Dumnezeu? Nici de cum. Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși. Observați cum se invocă credincioșia cui? A lui Dumnezeu. Deci când apostolul zice roada Duhului, asta care ține de conduită, zice credincioșia, luăm în calcul nu credincioșia umană, ci credincioșia cui? A lui Dumnezeu. Cel mai bine se vede în Vechiul Testament în relația dintre Dumnezeu și poporul evreu. Poporul evreu trădează, se duce cu alți dumnezei, apostaziază, da? Cade în necredință. Poporul evreu abdică, poporul evreu derapează de atâtea ori, cum știm, da? Din Vechiul Testament. Poporul evreu este partea slabă a legământului. Partea slabă, care șchiopătează, care alunecă, dar în legământ este o parte tare, fixă, imuabilă, care nu se schimbă, iar partea aceea se numește cum? Dumnezeu. Poporul este necredincios în toate felurile. Dumnezeu rămâne credincios. Șansa noastră pe calea credinței este Dumnezeul care rămâne credincios. Doar că Duhul rodește acea credincioșie, fidelitate, în cine credeți? În noi. Primul principiu, așadar, al conduitei este loialitatea, credincioșia. Vreau să fiu mai aplicativ aici pe ultima parte a predicii. Vreau să spun că din perspectiva lui Dumnezeu și a Scripturii, contează mai puțin că ai avut câteva momente spirituale înălțătoare, că ai avut câteva momente spirituale înălțătoare autentice. Contează mai puțin. Contează, dar puțin. Se prea poate că având doar acele momente, pe termen lung, la final, acele momente să nu conteze prea mult. Pentru că au fost doar, cum le-am numit, ziceți, momente. Vă rog, cum deja ne-a spus și fratele Gigi, vă rog și eu, nu mizați prea mult pe momente.
uneori diavolul e viclean. Și dacă nu ne prinde cu păcate și cu căderi morale, ne prinde în sens ideologic și ne face să mizăm pe ceva ce nu rezistă, nu ne ajută. Și să credem că câteva momente sunt salvatoare. Nu, momentele nu salvează pe nimeni, deși e bine să le ai. Normal că e bine. Te înviorează, e bine. Toți avem nevoie de momente. De aceea, momentele nu ne salvează. Mai mult, talentul nu ne salvează. Cineva care are mult talent, se presupune muzical, pentru că muzical înțelegem toți limbajul, cineva care are mult talent muzical, dar care nu vine la repetiție, care nu vine la biserică, care nu rămâne pe cale în sensul moral al cuvântului, care te face numai de râs și numai povești auzi în jurul lui, dar el are mult, ce am zis care? Talent. El devine mai devreme sau mai târziu ineficient pentru Biserica lui Hristos. Nu pentru că avem noi ceva cu el, ci pentru că el se descalifică. El are talent mai mult decât noi toți, dar nu putem face nimic cu talentul lui. Talent pe care îl recunoaștem, îl respectăm și atât. Momentul, talentul, pot fi ispite pe calea noastră a credinței, care nu sunt imoralitate, ci sunt ispite viclene din partea diavolului. Mai presus de moment și de talent este credincioșia. Loialitatea cu care unii dintre noi, de când l-au cunoscut pe Domnul, rămân pe cale, prin toate anotimpurile vieții, rămân în biserică, rămân la slujire, așa, mai, cu mai puțin talent, mă înțelegeți, cu mai puțin extaz, cu mai puțin, lasă mai puțin, dar mai bine puținul ăla să se ducă pe termen lung. Și el este într-o continuă creștere, nu e nimic spectaculos, se pare că nu mai știi dacă e sau nu e, dar el e, el e acolo pentru că el e loial, e constant. Pe el te poți bizui, cu el îți poți face lucrările bisericii, deși nu e cel mai talentat, nici cel mai spiritual, dar cu el ți le poți face. Să ne dea Domnul credincioșie și să știm că, de fapt, o conduită creștină, inspirată de Duhul Sfânt, și ceea ce inspiră Duhul la nivelul conduitei este, în primul rând, loialitate, nu talent, nu chemări spectaculoase, ci loialitate. Îi admir pe oamenii care zeci de ani au rămas lângă Domnul și să știți că dacă le ascultați poveștile, au trecut prin multe, dar ei au rămas lângă Domnul. Îi admir pe oamenii care nu se mută dintr-o biserică într-alta, ci rămân consecvenți într-o biserică unde dau și o mână de ajutor, atât cât pot ei. Îi admir. Noi, în biserica noastră, sigur de sute de membri, avem o parte din ei care au venit recent. Unii se duc și alții vin. Avem și partea aceea. Dar vreau să vă spun că avem un nucleu consistent de oameni care sunt de la deschiderea bisericii, aproape de la deschidere, pentru că unii au plecat deja de acele țărmuri, sau în orice caz au zeci de ani de când sunt în biserică. Pentru aceea merită și noi să trecem peste toate și să-i păstorim și să iubim, să zâmbim și să deschidem porțile bisericii pentru aceea. Alții, câțiva, sunt mai puțini, dar sunt, se duc după cum bate vântul prin Oradea și în Oradea bate mult vânt evanghelic. Cu noi biserici care se deschid și apoi se închid, dar iar se deschid altele. Și avem și noi migratorii noștri care se duc în alte părți. Sigur că nu îi judecăm, încercăm să-i ajutăm, de obicei nu-i poți opri pe oameni, că dacă le spui să nu se ducă, atunci ce fac ei? Așa că nu le mai spunem să nu se ducă. Noi însă îi așteptăm acolo și am văzut că unii dintre ei, fără să-i chemăm, fără să-i trimitem și fără să-i chemăm, se întorc. Pentru că le cresc copiii, pentru că vor stabilitate, vor siguranță. Și după niște abateri de astea, de felul ăsta, ajung și ei la credincioșie, la loialitate, la stabilitate. După credincioșie avem blândețea, care se referă la o atitudine și un comportament blând, la o absență a asprimii în relație, la un fel de smerenie, grijulie față de ceilalți, la o supunere
calmă înaintea lui Dumnezeu și a voiei lui Dumnezeu. Efeseni 4:2 spune: vă sfătuiesc să vă purtați cu toată smerenia și blândețea. Și 1 Timotei 6:11: iar tu, om al lui Dumnezeu, caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea. Și apoi ce credeți că adaugă? Blândețea. Blândețea nu înseamnă să fii slab de înger, nu înseamnă să n-ai replică, nu înseamnă să fii mai puțin inteligent, nici retardat. Blândețea nu înseamnă tu să fii cel mai, nu știu, slab dintre oameni, să nu-ți aperi pricina, nici vorbă, ci întotdeauna când ești ce trebuie, când ai demnitate, când îți aperi pricina, sigur, o faci cu blândețe. Găsim pe Apostolul Pavel spunând să-i îndrepte cu blândețe pe potrivnici. Asta e un lucru greu, pentru că potrivnicii mereu te vor provoca și tu să rămâi blând și ferm, cum Pavel a fost, nu? Pavel a fost blând în fața multor provocări, cu fermitate, dar cu blândețe. A treia și ultima, înfrânarea poftelor, enkrateia în limba greacă. Înfrânarea poftelor se referă, dragii mei, la autocontrol, la a-ți autocontrola instinctele, impulsurile. Se referă în primul rând la instinctele trupești, la păcatele trupești, care țin de trup. În primul rând la acelea. De aceea, când vă uitați în toate listele de păcate pe care ni le oferă Apostolul Pavel, primele păcate, vreo 3 sunt date acolo de obicei, sunt păcate ale trupului. Cu aia se începe. Întâi ne curățim de păcatele trupești. Ne ținem departe de orice formă de impuritate trupească. Apoi de păcatele limbii, ale gândului. Iar înfrânarea poftelor se referă absolut la orice poftă, nu doar la poftele trupești, ci și la cele care țin de îmbuibarea de mâncare, îmbuibarea de somn, îmbuibarea de obiecte, îmbuibarea de lucruri sau așa mai departe. La nestăpânirea noastră, la tot ce ține de nestăpânire. Și am să vă dau un exemplu, dragii mei, la care o să zâmbiți, pe care l-am citit recent, nu într-o carte de teologie, ci într-o carte de psihologie. Și autorul nu era teolog, nu știa versete, știa însă cum funcționează natura umană. Și autorul zice așa, dând un exemplu la un capitol de-a lui din carte, zice: de ce, auzi ce întrebare banală a pus, de ce statisticile arată că o parte din accidentele rutiere mortale au loc, s-a constatat, au loc din cauza că șoferii care au generat acele accidente tocmai citeau un mesaj sau scriau un mesaj sau vedeau o notificare pe telefonul, ziceți, mobil. De ce oare am ajuns în epoca în care telefonul mobil poate să devină mortal la propriu? Și auzi răspunsul, că o să zâmbiți că e banal și totuși nu-i banal. Zice autorul ăsta, de ce când primim o notificare nu rezistăm ispitei de a o citi la destinație? Sau știți cum, de ce trebuie să deschidem atunci când primim? Când primim un mesaj, că, da, de la oricine. De ce? Pentru că avem nevoie să-l citim atunci? Nu, acel mesaj, oricare mesaj, spune el, poate fi amânat preț de câteva minute. Oricum, nu vom merge o veșnicie cu mașină. De ce nu amânăm? Pentru că avem nevoie să-l citim, pentru că e de viață și de moarte. Nu, nu e. E de obicei un mesaj banal, poate chiar aducător de întristare. De ce, zice, repede, parcă involuntar, deschidem, citim, ne punem viața în pericol? Și răspunde acest psiholog fără versete: pentru că nu ne putem înfrâna, controla. Pentru că am ajuns la un asemenea nivel ca oameni, încât lucrurile ne controlează, obiectele ne controlează și noi suntem slabi în fața lor. Nu mai avem autocontrol și v-am dat un exemplu banal, dar care poate fi mortal. De ce uneori rostim cuvinte pe care apoi le regretăm? Pentru că nu ne putem ce? Controla. Pentru că nu avem frână. Nu stăm bine cu sistemul de frânare. De aceea nu ne înfrânăm, pentru că nu avem frână. Iubiții mei, aș vrea să vă spun că acestea trei pot să stea sub următoarea sinteză. Credincioșia înseamnă consecvență, să rămâi consecvent. Blândețea înseamnă stabilitate, să rămâi stabil. Iar autocontrolul înseamnă fermitate, să fii ferm
în lupta ta morală, în lupta ta spirituală. Iată, iubiții mei, cum putem zice că aceste trei trepte care țin de minte, relații și conduită sunt trepte ale maturizării. Primele, care țin de, cum vă ziceam, de minte, dragostea, bucuria, pacea, au în centru rațiunea. Următoarele, emoția, adică cele care privesc relațiile, și ultimele trei, au în vedere voință, voința umană. Partea aceea care dorește, care poate, puterea omului, cât a fost dată omului, pusă în mișcare. Ce ne mai rămâne să spunem și să ne dorim? Să ne dorim ca Duhul să lucreze toate acestea în noi. Și deși nu vi se pare spectaculos nimic din ce am spus, că nu-i așa, nu e spectaculos, rămâne totuși spectaculos numai să ne gândim la faptul că aceste nouă, cum să le numim, daruri, haruri, virtuți, nici nu știi cum să le numești, dispoziții, calități, principii, iată, mai multe, că toate acestea le aduce Duhul din lumea lui Dumnezeu. Și de fapt, prin ele se manifestă Duhul în noi. Că apoi se manifestă și prin daruri slavă lui Dumnezeu. Dar întâi prin roada Duhului. Un om matur spiritual este un om în care rodește Duhul lui Dumnezeu. Un om matur spiritual nu este un om pe care îl folosește Dumnezeu cu anumite daruri. El poate fi imatur și uneori se poate pierde și noi am văzut asta nu într-o situație, ci în multe. Ci este, iată, cel racordat la roadă, la Duh, la ceea ce aduce Duhul în noi. Aș vrea să ne rămână și gândul acesta, sigur, din această seară, ca anul acesta să rodească Duhul mai mult în noi. Nu să fim noi mai roditori, Duhul să fie mai roditor în noi. Să te pui mai mult la dispoziția Duhului. Să ai aceste lucruri care nu sunt de pe pământ, sunt din cer. Să se manifeste în mod plenar, mai mult, mai mult, în viața ta, în viața mea. Și să nu ne mai întrebăm dacă avem sau nu Duhul. Să ne întrebăm invers. Ne are Duhul pe noi? Lucrează Duhul în noi? Să nu ne mai întrebăm cât am acumulat din Duhul, ca și cum ar fi o posesiune, ci să ne întrebăm cât trăim noi în anturajul Duhului. Nu strică ca uneori chiar acasă să ne rugăm Duhului Sfânt, vino Duhului Sfânt, cuprinde mintea mea, afectează relațiile mele, schimbă conduita mea. Vă recomand să recitiți din nou și din nou roada Duhului. Și să vedeți în fiecare element ceva ceresc, ceva divin, un dar, ceva supranatural, care poate să coboare la nivelul inimii noastre și să creștem spre maturizare. Și fie și anul acesta un an al maturizării, al dezvoltării noastre în credință. Și dacă Domnul ne dă sănătate și viață, mâine seară vom urca alte trepte, ultimele din sezon, după treptele iubirii și ale maturizării. Fie ca Domnul să ne dea lumină și înțelepciune și să dea la o parte orice piedică. Și în numărul acesta frumos, ba poate mai frumos, să fim și mâine seară aici. Slavă Lui pentru toate. Amin.